Doamnelor și domnilor, am revenit. Ne întreabă domnul Vânt Gheorghe din Maramureș, a accesat măsura 141, a finalizat-o, a accesat măsura 6.3, a semnat contract de finanțare și vrea să știe dacă se ia în considerare vânzarea legumelor la piață cu carnetul de comercializare. Așa cum am răspuns și telespectatorului dinainte, orice formă de comercializare legală poate fi, este acceptat. Deși carnetul de comercializare acum mai apare o discuție că el, ca să acceseze, a trebuit să aibă o formă de organizare juridică. Juridică. Și dacă, cel puțin PFA. Dacă e cel puțin PFA, atunci va trebui să aibă alte documente de registrare. Nu știu dacă poate doar cu carnetul de comercializare să comercializeze. Domnul Ion Briciu din Alba are o întrebare, nu știu dacă dumneavoastră sunteți în măsură să-i oferiți toate răspunsurile. Dacă vacile metis pot fi trecute la subvenție, sprijin cu plat, cu rasă de carne și cu și ce acte trebuie să facă, are 11 vaci. Și metis și prime subvenție, dar jumătate din subvenția pentru animalul de rasă. Deci pot fi și ele eligibile pentru subvenții. Ăsta e răspunsul pentru telespectatorul nostru. Îi invit pe cei care ne urmăresc să sune la 031-405-2800 să vă adreseze întrebări. De asemenea, o pot face pe pagina noastră de Facebook, AgroTV-Agricultura la Raport, și vă pot adresa... Aș face o mică completare. Vă rog. Îmi pare că am lăsat neterminat răspunsul cu metișii. Trebuie obligatoriu să fie registrate în control oficial al producției. Deci nu doar să fie declarat metis prin propria răspundere. Și suficient. Da. De asemenea, vă spuneam că pot intra telespectatorii în direct cu dumneavoastră și pe adresa noastră de Skype, AgroTV. Haideți să stăm de vorbă cu un nou telespectator. Spunem bună seara domnului Aurel din Suceava. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, vă auzim! Am o agromediu de la Tuzentia, 4 hectare teren în azi. Nu vă auzim bine, domnul Aurel, din păcate. Avem o problemă legată de telefon în momentul ăsta cu dumneavoastră. Da, haideți că n-am până se restabilește... 4 hectare agromediu. Nu am înțeles dacă a primit-o sau dacă dorea să întrebe și agricultura ecologică. Asta e bine că s-a spus subvenția, pentru că vreau să clarific un lucru pe care destul de puțin lume îl știe. Agromediu și agricultura ecologică nu sunt subvenții. Sunt niște plăți compensatorii pentru pierderile pe care tu le ai ca și agricultor, pentru că respecti anumite condiții mai restrictive. Da? Pentru agricultura ecologică, pentru că produci bio și atunci nu poți să folosești anumite substanțe care să-ți crească producția și ai o producție mai mică și, prin urmare, o pierdere la venit. Pentru parte de agromediu, pentru că tu trebuie să respecti anumite... condiții de mediu. Nu, anumite specii de păsări, de animale, de plante care cresc în acea zonă și, prin urmare, ai anumite restricții. Pe zona de pășuni, spre exemplu, nu ai voie să cosești în anumite perioade, da? N-ai voie uneori să faci supraînsămânțări. Deci apar anumite restricții și, prin urmare, tu ai o pierdere la venit. Și atunci se dă această plată ca o compensare a pierderii de venit. Deci nu este o subvenție. Ele sunt plătite din PNDR, aceste sume. Nu sunt plătite din zona de subvenții de FEGA de la APIA. Dar sunt anumite condiții de care ar trebui să țină cont toți cei care doresc. Așa este. Și ar trebui să vadă și că sunt fezabile. Că uite, spre exemplu, se dădea în programul trecut, așa din istorie vă vorbesc un pic, să dea o compensare pentru faptul că tu făceai cositul manual. Și a fost audit de la Comisia Europeană, s-a dus să verifice un fermier și avea de fapt un munte în diverse forme de exploatare și era declarat că îl cosește manual. Și a întrebat și de la Comisia, dacă dumneavoastră sunteți persoană fizică și aveți toate oile pe persoană fizică și inclusiv terenul aveți pe persoană fizică. Zice, cum ați reușit singur să cosiți manual tot acest munte din moment ce n-ați avut angajați, n-ați avut nimic, pentru că n-ai cum să angajezi ca persoană fizică simplă, fără nicio formă de organizare. Și a zis, păi am vorbit cu prietenii mei, cu tot satul și l-am cosit. Sunt foarte voinic. Deci trebuie să aibă grijă și la anumite lucruri care sunt evidente. Da? Haideți să-l ascultăm pe domnul Emil din Alba. Bună seara!
Bună seara. Bună seara. Bună seara. Sunt din Alvela, într-o zonă fostă defavorizată. Fostă defavorizată? Da, a fost, no, am înțeles că deja de anul ăsta, din 2016, s-a scos zona defavorizată. Suntem totuși într-o zonă montană, în fine. Dar vreau să revin la pentru ce am sunat. Avem o exploatație care este cuprinsă din 25 de vaci de lapte. Da. Am tineret Angus, metis, încă 16 bucăți. Metis sau Angus? E metis de Angus. Metis de Angus. Cu bălțată, nu? Însămânțat oficial, cu taure autorizat de la Târgu Mureș și Angus însămânța. Bun. Dețin în proprietate 20 de hectare de teren arabil. Da. Mai dețin încă 5 hectare de pășune, tot de proprietate personală, de care este agromediu. Da. Am 30 de hectare concesionate la primărie. Da. Și mai am încă vreo 10 hectare în arendă. Da. Și am dorit să vedem cam unde ne-am încadrat să putem dezvolta ferma. Sunteți până în 40 de ani sau peste? Sunt peste 40 de ani. Zona nu e defavorizată, nu? Că a zis că nu este... Defavorizat. Am înțeles că s-o scos, nu știu cum. Păi nu, acum, dacă a fost zona montană defavorizată și s-a scos, eu nu cred, pentru că zona montană defavorizată a rămas aceeași. Păi vă spun ceva. Înseamnă că era altă zone cu alte constrângeri. Și aici, într-adevăr, s-au modificat la nivel european condițiile de cartare a acestor zone. Au intrat foarte multe, dar au și ieșit unele din aceste noi condiții. Da? Da, am înțeles anul ăsta când am depus. Înainte era și clima și solul luat în considerare, acum s-a luat numai solul, că asta așa spunea regulamentul. Și atunci s-a întâmplat ca unele comune să iasă din această zonă. Da. Vă încadrați perfect la 4-1, dar cu 50% finanțare. Asta ar fi vestea. Dar acum vreau să mai întreb ceva. Am un băiat care are 35 de ani. Da. Am avut o măsură 4-1 de apicultură. Apicultură? Da, apicultură. Totul în anul 3, datorită faptului că am avut niște facturi care mi s-au cerut. Mi s-au cerut de la început, nu l-am mai putut face rost. Da. A renunțat la anul 4 și anul 5. Aș putea să cedez toată ferma băiatului meu dacă tot să avă măsura secură. Nu v-am înțeles. Dacă poate să cedeze ferma băiatului. Da, dar băiatul nu va mai beneficia pentru ca tânăr fermier. Nu v-am înțeles. Nu va beneficia băiatul de cei 20% în plus ca tânăr fermier. Puteți să o cedați, depune pe 4-1, dar tot cu 50%. Da. Nu va beneficia de acei 20% pentru tânăr fermier. Și pentru modernizare și dotare a fermei. Da. Cam de câți bani am beneficiat noi? Păi puteți să cereți până la 1,5 milioane de euro. Și partea care trebuie să... Dumneavoastră trebuie să puneți exact atâta cât cereți, că e 50-50 la condițiile pe care le-ați descris, așa sumar. Da. Da? Da. Acum... În opinia mea, n-ar trebui să faceți numai o modernizare, trebuie să faceți și o extindere, pentru că cu acest număr de animale nu cred că puteți să fiți prea competitiv pe piață. Păi cu o extindere, bineînțeles. O extindere, da. Extindere. Noi, datorită faptului că am început cu metrișii de Angus, am vrea să facem o fermă pentru tineret de Angus, ca să putem face o fermă pentru îngrășarea taurilor Angus. Deci pe o fermă de îngrășare. Bine, o să trebuia să aveți un efectiv de mame care să îl crește treptat și după aceea să băgați toți masculii la îngrășat. Da. Da.
Nu, e foarte bună gândirea, pentru că, într-adevăr, e o nișă acum pe care se poate merge pe vacile de carne. Deși și prețul la lapte a crescut în ultimul timp și a început să devină rentabile și fermele de lapte, dar e destul de fluctuant din cauza eliminării cotelor de acum. Da. E datorită faptului că la noi, în zonă, nu se prea lapte, deși suntem aproape de Alba Laț. Fără firme, vă rog frumos. Da, v-am înțeles. Deși suntem aproape, dar totuși nu s-a făcut centru de colectare. Uitați că acel procesator preia de la o altă formă de organizare, care e cooperativă tot în Alba, da? Dar care au împreună peste 1000 de capete. Da, o cooperativă, da. Care au împreună peste 1000 de capete și preiau la un preț foarte bun. Pentru că le convine să meargă cu cisterna să încarce într-un singur loc tot. Altfel, ei au costuri foarte mari pe partea asta de colectare și de asta își fac calcule că nu rentează. De aceea tot sfătuim noi oamenii să formeze aceste asocieri, aceste forme asociative. Dar și vreau să vă mai pun o întrebare, dacă nu vă supărați. Da. Pentru a forma o cooperativă, da. Care este minimul de membri? Minim 5. 5 membri. Minimum 5 membri. Și ca suprafață de teren. Nu e o condiție. Nu e o condiție. Nu. Da. Mulțumim mult de tot pentru telefon. Mulțumim frumos, seară bună. Domnilor, vreau să îi oferiți un răspuns și domnului Cristian Șchiopu. A absolvit facultatea ca inginer agronom. Am un proiect sub măsura 141, care în 2017 se finalizează. Aș dori să știu dacă se poate continua cu cel de 6-1 sau cu cel de 15.000 de euro sau ambele în același timp. Țin să menționez, proiectul este făcut pentru un efectiv de animale vaci de lapte carne, care în momentul de față este de 15 capete. Important e să finalizeze 141 cu succes. Da. Și apoi poate să acceseze fără nicio problemă 6-1. 6-3. 6-3. 6-3 a întrebat. 6-3, da. 6-3. Bun, ne scrie și domnul sau doamna Popa Sonia în numele soțului din Sibiu. Am finalizat măsura 141. Anul acesta am făcut 40 de ani. Lucrez o suprafață aproximativ 25 de hectare, 230 capete de ovine și aș dori să-mi dezvolt ferma. Ce măsură aș putea să-mi fac pentru dezvoltarea fermei? Persoană fizică autorizată. Și ori pe 6-3, deși dacă se străduiește un pic, poate să facă și pe 4-1. Dar nu va beneficia, având 40 de ani, deja nu va beneficia de sprijinul pentru tineri fermieri, având în vedere că a avut și 1-4-1 accesat. Cu siguranță nu. Și nu știm dacă este într-o zonă defavorizată. De obicei, pe zona de oi, de ovine, sunt în zona montană și se încadrează pe zona montană defavorizată și au deja 70% finanțare pe 4-1. Pe 6-3 este 100% finanțarea, dar valoarea foarte mică. Nu poți să faci mare dezvoltare cu finanțarea de pe 6-3. Dacă vrea să facă într-adevăr o dezvoltare de fermă, atunci chiar 4-1 ar fi cea pe care se. Și dacă grajdurile și punctul de locul investiției se află într-o comună din zona montană defavorizată, are 70% finanțare automat. Bun, spunem bună seara și domnului George din Constanța. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara, mă auziți? Da, vă auzim. Vreau să pun și o întrebare. Am 35 de ani, am 160 de cape și am 16 hectare de pășune, 2 hectare de pământ arabil moștenire de la părinți și aș vrea și eu să știu la ce fond pot să accesez. Ați mai accesat ceva până acum? Nu. Le aveți pe persoană fizică astea toate sau? Da, pe persoană fizică. Și declarate lapia, presupun. Da. Ați putea și pe tineri fermier, pentru că nu aveți o formă juridică. Este important să știm ce sumă, la ce buget anume v-ați gândit. Da, și asta e important. Asta este important, să știm ce anume vreți să faceți, ce vreți să dezvoltați în ferma respectiv. Păi aș vrea să-mi achiziționez un utilaj, ceva pentru strâns fânul, o presă, o greblă.
Mărirea fermei nu v-ați gândit, nu? Deci și mărire undeva la vreo 200 de capete. 200 de capete. Pe, cred că pe instalarea tinerei fermiere ar fi suficient, da, la ce vreți să faceți. Dacă vreați ceva mai mult, atunci putea să mergeți pe submăsura 4.1. Așa mergeți pe submăsura 6.1 de instalare tineri fermieri, având în vedere că dumneavoastră sunteți pe persoană fizică cu tot ceea ce aveți la ora actuală. La instalarea tineri fermieri, când s-a negociat Comisia Europeană, s-a reușit obținerea unui lucru foarte bun, acela că au considerat că tânărul fermier se înființează din momentul în care își creează o formă de funcționare, nu este doar persoană fizică. Acum trebuie să vedem dacă aceste 160 de capre îi permite să... Da, trebuie să aveți o dimensiune minimă de 12.000 de unități de producție standard. Și aici există un tabel pe care se intră și se vede fiecare capră cât valorează, fiecare hectar de pășune cât valorează, fiecare hectar de teren arabil în funcție de cultură cât valorează. Și în total trebuie să valoreze toate 12.000 de euro producție standard. Asta e condiția pentru tânăr fermier. Este foarte simplu să verificați pe portalul afir.info. Unde trebuie să merg... Deci nu mergeți, puteți să verificați dumneavoastră pe portalul, așa cum vă spuneam, pe portalul afir.info, la submăsura 4.1, în anexe veți regăsi acest tabel. Sau puteți să căutați direct pe Google unități de dimensionare a fermei, da? Unități de producție standard, se numesc ele, sau standard output, SO, SO, da? Dacă îi dați pe Google, o să găsiți imediat tabelul. Și acolo vă faceți imediat calcul și vedeți dacă depășiți 12.000. Dacă nu, mai puteți achiziționa niște capre astfel încât să puteți depăși. Că chiar vorbeam cu un fermier care vrea să-și dezvolte o fermă de capre și spunea că o capră costă acum cât o sticlă de vin. Da, deci nu e mare efort. Nu de foarte bună calitate vinul. Da, am înțeles. Când le-a cumpărat avea un preț și acum are altul. Da, așa este. Da. Mai aveți întrebări pentru invitații mei? Bine, deci, mulțumim frumos. 6-1 sau 4-1, dar la ce vreți 6-1 ar fi cel mai bine. 6-1 cu siguranță se încadrează pentru un singur utilaj. Da. Domnul Dima din Tulcea vă roagă să-i răspundeți dacă mai poate depune proiecte pe măsura 4-1 în acest an. În acest an nu. Din câte sesiune nu este deschisă. Și nu știu dacă se va mai deschide. În mod normal, procedura pentru a... Nu se poate redeschide sesiunea care s-a încheiat, pentru că a trecut 31 octombrie, deci nu se poate redeschide sesiunea cu o suplimentare de bani. În urmare, singura posibilitate este deschiderea unei noi sesiuni. Deschiderea unei sesiuni presupune organizarea comitetului de monitorizare, presupune noi ghiduri, presupune punerea spre consultare a noilor ghiduri, da, cu alte noile punctaje și cu noile condiții. Lucru care de obicei și în mod normal durează 30 de zile consultarea publică. Deci prin aceste termene nu cred că există o posibilitate legală de a fi lansat. Dar practic astea sunt numai niște supoziții ale noastre. Și domnul Dima poate să verifice. Plus că mai este un lucru că PNDR-ul prevede sesiuni anuale. Și o sesiune lansată în decembrie nu poate să încadreze pe această cerință de sesiune anuală, pentru că va dura 2 săptămâni sau o lună. Mai e timp fizic. Da. Doamna Alexandra Ciubică din județul Harghita ar dori să afle de la dumneavoastră. S-a înscris în COP și nu sunt în clar cu vârstele de 8 sau 10 ani și cu cele de 20 de zile de la data fătării până la data înregistrării. În control oficial al producției? Da. Nu este de acord cu vârstele? Nu știe dacă sunt vârstele de 8 și 10 ani și 20 de dacă zile. Vârsta animalului, dacă nu e clar permite înscrierea în COP. Da. Păi dacă depășește 8 ani de zile, trebuie să intre la reformă. Nu mai poate să fie înregistrat în control oficial al producției. Da. Probabil că asta era întrebarea. Asta cred că era. Da, probabil că asta a vrut... Pentru că e considerată că o vacă de lapte care a depășit această vârstă nu mai are productivitatea minimă solicitată pentru înregistrarea în COP. Bun, haideți să mergem și la Bistrița și să spunem bună seara unui nou telespectator. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm. Bună seara! Bună seara! Este Ilie Bugnar. Da. Dețin 100 de hectare, peste 110 hectare de pământ. Da.
30 de capi de vaci și 180 de oi. M-ar interesa de la dumneavoastră să vedem ce... Pământ de care? Pășune sau arabil? 40 de hectare de pășune și restaurabil. Da. Am terminat 1-4-1 și aș vrea să știu ce aș putea să fac în continuare. Păi, în opinia mea, la ce dimensiune aveți deja, pe 4-1 ar trebui să accesați. Ce vârstă aveți, domnul Ilie? 41 de ani. 41 de ani. Deci nu vă mai încadrați pe tânăr fermier. Da. Dar trebuie văzut dacă ferma se află într-o zonă defavorizată. Da, este într-o zonă defavorizată. 70%. Da. Atunci 70% pe sub măsura 4-1. Și 30% aduceți dumneavoastră aport propriu. Acum, da, aportul propriu puteți să-l aduceți cu credit. Poate să vină fond de garantare să vă ajute la credit cu 80% garantare din valoarea creditului. Deci sunt posibilități. Dar de nou venim și întrebăm ce anume doriți să faceți, ce anume doriți să dezvoltați. Păi, eventuale extindere la fermă și utilaje. Deci, practic, doriți să modernizați ferma existentă. Da. În momentul de față aveți o societate, o persoană fizică, pe ce le aveți? Da, dacă e 1-4-1, sigur a avut o formă. Da. Persoană fizică autorizată. Nu, puteți merge pe măsura 4-1, clar. Dacă vreți și extindere și dotare cu utilaje, acolo se permite și partea de construcții și partea de achiziții de utilaje, tot ce reprezintă infrastructura fermei și e chiar bine că v-ați gândit să creșteți numărul de capete. Vă mulțumesc foarte mult. Cu 7% finanțare, ca asta vă spuneam, până la 1,5 milioane de euro puteți accesa, dar acum depinde câtă cofinanțare aveți să puneți și dumneavoastră. Cam acolo vă opriți. Mulțumim și noi domnului Ilie pentru faptul că a intrat în direct cu noi, cu Agro TV. Domnilor, vă propun să luăm o scurtă pauză și revenim apoi la ultima parte a dezbaterii noastre. Până atunci îi invit pe telespectatorii noștri să ne contacteze după pauză la 031 405 2800, pe Facebook la Agro TV - Agricultura la Raport sau pe Skype. Agro TV este adresa noastră de Skype, unde putem să ne vedem cu cei care urmăresc emisiunea și cu telespectatorii postului nostru. Până atunci, promo și publicitate.